Dați actul, vă rog, da, frumos. O secundă, prezentați, vă rog, frumos actul. Prezentați-mă, vă rog să vă prezentați cine sunteți. Nu, eu n-am văzut. Vă rog să prezentați. Acum v-am prezentat. N-am văzut, vă rog. Frumos, N-am văzut. N-am văzut, vă rog. Dar nu prezentați în privința dumneavoastră și vă aplicată. V-am prezentat, vă rog. Nu, vă rog să-mi întoarceți-mi ia actul. Da, să nu luați de mână. Vreți depuneți o cerere și la declarație? Eu nu vreau să depun nimic, eu vreau să imprimez documentul înapoi. Nu urmați, acuzați. Pentru ce? Care este pricina? Care este pricina? Care este pricina? Pricina. A intrat în cabină în cabină. Poftim, mă identificați. Vă rog frumos, urmați-mă. V-am dat document pentru identificare. Dacă nu vă supuneți la cerințe legale a angajaților poliției în privința dumneavoastră și v-a aplicat forță fizică și mijloacele speciale. Aha. Ce să-mi dați, vă rog, documentul înapoi? Urmați, vă rog, documentul. Ce să-mi dați? Bine, hai, mergi, mergi. Vă urmați. Acum două secunde, sunt patru. Eu am să mă clarif cu dânsul, că urmă și cu dânsul. Să mă clarif. Puteți să vă rog să vă prezentați dumneavoastră, că eu vreau să știu cine cu cine acum vorbesc. Vă rog frumos să vă prezentați. Dumneavoastră sunteți ofițer a poliției? Adică dumneavoastră refuzați să vă prezentați mie, da? Adică m-ați luat afară, contra voinții mele și refuzați să vă prezentați, da? Două persoane. Nu v-ați prezentat. Nu v-ați prezentat. Poftim, sunt martori care arată că nu v-ați prezentat. Sunt martori care poate să confirme acest lucru, că nu v-ați prezentat. Dumneavoastră ce doriți în drept? Eu nimic n-am dorit. Eu să tem, dumneavoastră ați venit, mi-ați luat documentul, m-ați forțat afară, eu nimic nu doresc. Dumneavoastră acum și doriți? Eu doresc să mă duc acum după treburile mele. Dumneavoastră m-ați reținut, da, m-ați luat documentul. Plecați, la revedere. Mulțumesc.